Iată și o curiozitate. Rochea pe care Marilyn Monroe a purtat-o în anul 1961, la aniversarea a 45 de ani a președintului Americii din acea perioadă, John Kennedy, a fost vândută la o licitație la Los Angeles cu suma de 4,8 milioane dolari. Rochea pe care a purtat-o Marilyn în acea noapte a fost atât de strâmtă încât a trebuit să fie fixată prin refacerea cusăturii înainte de ieșirea pe scenă. Rochea este confecționată din mătase țesută cu 2500 de perle și are aplicații de paiete.